Slăvit să fie Domnul! Se pune în față o întrebare, la ea se cere un răspuns. Ai întâlnit tu pe Iisus? Adună-ți gândurile toate, ce leagă amintiri. A fost o zi, a fost o vreme să-L fi întâlnit tu pe Iisus. Nu mă îndoiesc că fiecare a auzit despre Iisus, despre lucrările mărețe, de vindecări și de minuni. Atâtea nume are Iisus, că-și nici nu pot să vi le înșir, dar eu vă întreb din toate acestea, în care fel l-ați întâlnit, ce izbăviți din chinuri grele, ei spun, Iisus nesalvator, bolnavii strigă în gura mare, căci Iisus e medicul lor. Străinul l-a numit părinte, nenorocitul adăpost, orfanii strigă că n-au tată, că tatăl lor este Hristos. Nici Nicodim nu uită noaptea, nici Lazar, nici Zacheu din Tud. Aceștia pot ca să ne spună că-și cu el s-au întâlnit, dar nu s-au mulțumit cu atât cât despre el auzit. Să-l cunoști din auzite e prea puțin, prietenul meu, e aproape cu nimica. Ești un străin de Dumnezeu, în fața lui s-a deschis Marea și Iordanul dintr-o dată. Acesta-i Dumnezeul nostru. Auzi pe cine ai ca tată? În fața lui s-a stins cuptorul și văpaia a fost transformată, căci trei s-au întâlnit cu Domnul. Și el era stăpân ca tată. Acesta-i Dumnezeul nostru, iubitul meu ascultător. O zic cu el de întâlnire, n-o poți să o uiți așa ușor. O, un Dumnezeu puternic, în clipe grele și necaz, dar pentru toate acestea ți se cere credința ție personal. O, haide să înălțăm dorința, să fie Duhul în cercetare, ca fiecare să simțească prezența Lui în adunare. Veniți dorință cu dorință să se înalțe până sus, ca în mijlocul nostru să coboare prin Duhul Sfânt Domnul Iisus. Și rănile vor fi legate, vor fi bolnavi vindecați, simți vor astăzi libertate, simți vor că sunt mângâiați. E astăzi clipa minunată, deci potolește setea ta, plecând de aici să poți spune, m-am întâlnit cu Mesia. O, Doamne, te mai rugăm din suflet, mai fă și azi o cercetare, ca fiecare să simțească că ești prezent aici, în adunare. Amin.